Dacă vizitați un atelier de pictor, veți vedea că acolo și are colaboratori, dar și ucenici pe care îi învață arta. Pictorul așează înaintea lor ca model o pictură a unui mare pictor și le spune: o vedeți? Încercați să o copiați cu fidelitate, forme, culori, proporții, lumini, așa încât, când veți termina copia, să semene cu modelul. Așadar, ceea ce se întâmplă în pictură, aceea face și Sfânta noastră biserică. Pune înaintea noastră o icoană superioară tuturor icoanelor, o icoană nu din lemn sau din argint sau din aur. În această icoană, toate au o simetrie ideală, o perfecțiune de nedepășit. Este icoana virtuții, o icoană, oglindă de cristal, pe care toți, bărbați și femei, mici și mari, oameni de știință și analfabeți, pot să o aibă înaintea lor. Și această icoană este Iisus Nazăriteanu. Ceea ce vă spun nu este o idee de-a mea, este a apostolului Pavel, care zice că noi creștini avem o mare vocație. Înaintea noastră se află modelul perfect, Domnul nostru Iisus Hristos, și suntem chemați să ne asemănăm cu El zi de zi, din ce în ce mai mult. Vocația noastră este să urmăm aici, pe pământ, urmele Lui, să devenim copii fidele ai acestei icoane nestricăcioase.